Ca o concluzie, după 30 de zile în Rusia, pot spune că oamenii, să știți că nu este pentru prima dată când văd persoane în vârstă care cercesc, sunt și aici. Acum, dacă ar fi să mă întrebați, ai vrea să locuiești în Rusia, o să vă spun sincer. Sunt peste tot oameni care supraveghează, peste tot. Merg pe aici, filmez și iar mi-aduc aminte că în centrele comerciale din România, imediat paznicii sar pe tine și te dau afară, nu te lasă să filmezi. Ne spune și motivul, suspendăm operațiunile magazinelor, dansează, se realimentează, fetele îi încurajează. Asta este presa din România, se pare că și Digi, celebra televiziune care acum câțiva ani era catalogată ca o televiziune corectă, s-a dovedit că nu este așa, cel puțin eu am ajuns la concluzia asta pentru că... Noi n-am simțit deloc și îmi pare că mai bine. Din câte văd, foarte multe persoane mă fac pro-rus, când am fost în Ucraina eram pro-american. Și tot așa, TikTok-ul aici este total, total diferit față de cel pe care îl avem noi în Europa. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit! În vlogul de astăzi o să discutăm despre sancțiuni, despre restricții și cum sunt afectați oamenii simpli de acest lucru, dacă sunt afectați cu adevărat. Vreau să văd care sunt brandurile care au plecat cu adevărat din Rusia, pentru că și aici părerile sunt împărțite. Am ajuns acum aproape o lună de zile în Moscova, am avut șansa să vorbesc cu foarte multe persoane, mulți dintre ei români, moldoveni, iar în momentul în care am adus acest subiect în discuție, părerile sunt împărțite. Foarte mulți spun că nu, brandurile mari nu au plecat din Rusia, ele încă activează aici. Pe de altă parte, sunt și persoane care spun că da, au părăsit țara. Ei bine, în acest clip vom vedea cum stau lucrurile cu adevărat. Vom merge la ușa brandurilor, batem la ușă, vedem dacă ne deschid sau nu. Așa că rămâneți până la final, merită. Iar dacă încă nu v-ați abonat la canalul de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Știu că v-ați abonat foarte mult zilele acestea și vă mulțumesc pentru asta, dar în continuare 70% din persoanele care ne urmăresc în mod constant nu sunt abonate la acest canal de YouTube. Vă rog să o faceți pentru că este gratis, nu vă costă nimic și să dați un like acestui clip. În felul acesta, algoritmul îl recomandă și îl vede cât mai multă lume. Acum mă aflu în Sankt Petersburg, încep acest clip aici, dar îl voi termina în momentul în care voi părăsi Rusia. Am filmat și în Moscova, o să fac legătura către Moscova ceva mai târziu. Întrerup doar pentru câteva secunde acest video, după cum puteți vedea, nu mai sunt în Rusia, am ajuns la plus 40 de grade, dar despre asta o să discutăm în clipul următor. Întrerup puțin pentru că o să vreau să discutăm despre sponsorul acestui video, care este Cambly. Cei ce ne urmăriți în mod constant știți că nu am făcut astfel de reclame până acum, aceasta este prima, pentru că ne alegem foarte bine oamenii, adică trebuie să vină cu ceva util pentru comunitate. Cambly este o platformă pentru învățarea limbii engleze prin videoconferințe cu vorbitori nativi disponibili 24/7 pe tot parcursul anului, folosind o metodă de învățare bazată pe conversație și nu doar pe gramatică. În plus, există cursuri specifice cum ar fi engleză comercială sau engleză pentru muncă sau pentru cei ce susțin interviurile în limba engleză. Știu că există foarte mulți părinți care se uită la vlogurile noastre. Vreau să vă zic că există o secțiune exclusiv pentru copii, profesori care se ocupă în mod exclusiv de educația copiilor. Pe platforma lor găsiți tot timpul un vorbitor nativ de limba engleză din America, Anglia, Noua Zeelandă și așa mai departe. Poți să-ți rezervi o lecție privată sau să-ți inviți prietenii, chiar dacă aceștia nu sunt încă pe Cambly. O lecție de grup la același preț cum ar veni, plătește unul și învață 5, 10, în funcție de câți prieteni ai. Înveți la fel ca la școală, ca într-o clasă normală. Poți să alegi dificultatea și multe, multe alte lucruri. Noi călătorim non-stop, iar fără limba engleză ar fi aproape imposibil să ne descurcăm. Din punctul meu de vedere, este esențială. Trebuie să o știi, nu la nivel academic, dar trebuie să știi în așa fel încât să reușești să te descurci. Dacă vreți să vedeți cum funcționează, o lecție pentru care plătești doar $1, ceva mai puțin de 5 lei, iar prin intermediul acestei colaborări am un cod de reducere de 50% pe care îl găsiți, bineînțeles, în descriere. Accesați linkul din descriere, folosiți codul și beneficiați de această reducere atât voi cât și prietenii dumneavoastră. Prin urmare, recomand cu drag, mulțumesc Cambly pentru această colaborare, iar noi haideți să ne întoarcem la ale noastre. În față avem McDonald's sau ce-a mai rămas din McDonald's.
Adult, pentru că este unul dintre brandurile care a suferit, între ghilimele, o schimbare. Este acum deținut de un antreprenor rus și se numește Vuzno i Toska. Sper că pronunția mea este pe acolo. În interior totul este intact, neschimbat. Nu știu calitatea burgerilor dacă este aceeași, pentru că nu am mâncat până acum, nu am încercat. Dar interiorul, după cum bine vedeți, seamănă perfect. Iar branduri europene, cum ar fi Mojito, sunt deținute acum de companii chinezești sub o altă denumire. Uniunea Europeană a impus sancțiuni masive și fără precedent împotriva Rusiei ca urmare a războiului împotriva Ucrainei și la anexarea ilegală a regiunilor Donetsk, Luhansk, Zaporojia și Herson. Din câte am citit pe site-ul oficial al Uniunii Europene, scopul sancțiunilor economice este de a impune consecințe severe Rusiei pentru acțiunile sale și de a împiedica eficient capacitatea Rusiei de a-și continua agresiunea. UE a adoptat de asemenea sancțiuni și împotriva Belarusului, ca răspuns la implicarea sa în invazia Ucrainei, și nu doar Belarusului, și Iranul a fost sancționat pentru că a aprovizionat cu drone Rusia. Sancțiunile individuale vizează persoanele responsabile pentru susținerea, finanțarea sau implementarea acțiunilor care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau care beneficiază de astfel de acțiuni. Acum, oamenii simpli nu sunt afectați de aceste sancțiuni, în schimb, companiile mari, brandurile mari sunt afectate, unele au fost nevoite să-și închidă activitatea, altele să-și schimbe proprietarii. Sistemul SWIFT a fost blocat, așadar cardurile Mastercard și Visa funcționează în Rusia doar dacă este emis de o bancă din Rusia. În momentul în care ai părăsit țara, nu mai funcționează. Același lucru se întâmplă și în cazul nostru. V-am explicat asta în primul clip, așa că nu o să mai repet. O să las link în descriere către acel clip dacă încă nu l-ați văzut. Toate detaliile le veți găsi acolo. Vedeți cum și în ce fel reușiți să ajungeți în Rusia. O să vedeți cum ocolesc oamenii sistemul, sau mai bine zis, cum ocolesc oamenii restricțiile. Dar acum o să dau legătura la Moscova pentru a vedea cum se treaba acolo, după care vom reveni. Burger King este tot aici. Funcționează perfect, fără probleme. Același lucru se întâmplă când vine vorba de KFC. Aici avem Adidas. Închis. Ne spune și motivul. Suspendăm operațiunile magazinelor cu amănuntul al site-ului și al aplicației din cauza restricțiilor. În semn de protest, mai bine zis. Mega. Nimic. Vitrinele goale. Nimeni nu spune până când se vor redeschide. Bulgarii, același lucru, ușile închise. Ne aflăm în centru, acolo avem Teatrul Balșoi. Pe partea cealaltă avem Chanel, ajungem imediat și acolo. Tiffany, nimic, gol. Același anunț. Aceștia au închis și lumina. Sunt în beznă totală. Philip Plain lucrează. Este deschis. Am ajuns la Gucci. Nimic. Ușile închise. Să trecem, fiindcă este trafic. Aici se lucrează în partea aceasta, nu? Priviți cum arată clădirea de la Gucci, cât este de mare. 2-3 etaje. Închis Dior și aici avem o clădire foarte mare. Tot 3 etaje, 3-4. Închis. Avem Dior și pe partea opusă. Același lucru. Nu știu cum vi se pare vouă, dar mie mi se pare ciudat să văd acești giganți închiși, mai ales pe aceste străzi în centru, unde sunt foarte mulți turiști, foarte multe persoane. Harry Winston închis. Vă dați seama câtă chirie plătesc acești oameni, pentru că nu au plecat definitiv. Hermes, nimeni, întuneric, închis și aici. Vitrine goale. Magazinul nostru este temporar închis. Așteptăm să vă primim curând, când nimeni nu spune. Aici Fendi, a fost Fendi. Aceștia au plecat definitiv pentru că văd un afiș acolo. Vor să închirieze sau să vândă spațiul. Prada, văd ceva în vitrină. O geantă, câteva încălțări. Să vedem dacă este deschis, pentru că în vitrină avem, dar magazinul este închis, același afiș.
și Prada, dar au păstrat vitrinele. Acești oameni plătesc chirii colosare aici pentru că dacă nu ar plăti în continuare chirie, logo-ul nu ar mai fi afișat pe aceste clădiri. Aici avem un domn care cântă foarte frumos la acordeon. În față la Louis Vuitton și aceștia sunt închiși. Și aici cred că a fost un mare brand. Acesta cred că a plecat definitiv, pentru că doar brandurile puternice, doar brandurile cu bani își permit chirii aici. Din momentul în care am ajuns în Moscova până acum, am discutat cu foarte multe persoane pe această temă și marea majoritate a oamenilor îmi spuneau că aceste companii nu au plecat cu adevărat, că magazinele sunt deschise, însă realitatea este cu totul și cu totul alta. Într-adevăr, brandurile nu au plecat definitiv, dar și-au oprit activitatea pentru că sunt închise. Oamenii merg pe stradă și văd aceste magazine, aceste branduri puternic iluminate, iar de la distanță nu ai spune că sunt închise. Acesta este motivul pentru care am vrut să filmez aici în centru seara, pentru că în aceste condiții, dacă nu te apropii de magazin, nu-ți dai seama că este închis. Abia în momentul în care te apropii, vezi unele vitrine goale, pentru că, după cum ați văzut și mai devreme, nu toate sunt goale. Cred că aici apare confuzia, cred că acesta este motivul pentru care foarte multe persoane mi-au spus că aceste branduri nu au plecat și că magazinele sunt deschise, iar presa, televiziunea manipulează. Dar dacă nu frecventezi aceste locuri în adevăratul sens al cuvântului, nu-ți dai seama. Motiv pentru care atunci când ai dubii în privința unui lucru, verifică în mai multe surse. Să știți că nu este pentru prima dată când văd persoane în vârstă care cercesc. Sunt și aici. Iar în ziua de astăzi, când vine vorba de cercit, este foarte greu să-ți dai seama dacă acea persoană într-adevăr are nevoie de ajutor sau este plasată în acel loc de anumiți indivizi, pentru că de-a lungul timpului am văzut foarte multe lucruri. Este un subiect pe cât de sensibil, pe atât de controversat. Priviți câtă lume! Am venit din nou în fața Kremlinului pentru că aici avem un centru comercial mare, un centru comercial vizitat de turiști și aș vrea să văd dacă în interior găsim branduri care au plecat. Vezi câtă lume. Nu ai cum să intri fără să treci printr-un asemenea control. Sunt peste tot oameni care supraveghează, peste tot. Doar că oamenii sunt liniștiți. Dacă îți vezi de treaba ta, nu au nimic cu tine. Și aici același control de securitate. Pur și simplu nu poți intra nicăieri în acest oraș fără să treci printr-un astfel de control de securitate. Fie că vorbim despre metrou, un simplu mall. Aici avem Pinko. Aceștia lucrează. Haideți să vedem care este situația și într-un centru comercial. Un centru comercial frecventat de turiști, după cum vă spuneam. E da mai coada. Max Mara lucrează. Avem Dior în față, Diorul din fața Kremlinului. Vedeți, îți dă senzația că este deschis, că se lucrează, pentru că vezi aceste lucruri afișate, dar în spate totul este gol. Aici ne spune că este închis din cauza unor probleme tehnice. Cartier. Același lucru. Închis. Aceleași probleme tehnice. Eu am mai trecut pe aici în prima zi, chiar când am ajuns, aceleași probleme tehnice întâmpinau aceste magazine. Doar că atunci nu m-am gândit să filmez, nu m-am gândit că voi face un astfel de clip. Am dat și peste Rolex. Rolex, văd un ceas expus. Cei de la Rolex lucrează. Hermes nu, lăsați-mă să ghicesc. Da, aceleași probleme tehnice. Cei de la Burberry. Rafturile semi-goale. Cred că este închis. Vedem la ușă. Da, văd de aici același afiș. După cum vedeți și voi, centrul comercial este plin, așa că pentru oameni faptul că aceste magazine nu funcționează și sunt închise nu este o mare pierdere. Merg pe aici, filmez și iar mi-aduc aminte că în centrele comerciale din România imediat paznicii sar pe tine și te dau afară, nu te lasă să filmezi.
Pe când aici oamenii sunt înarmați și se uită la tine, îți fac loc chiar. Nu o să înțeleg niciodată de ce la noi nu se poate. Aici treci cu camera filmând prin detectorul de metale. Cred că este momentul să dau legătura în Sankt Petersburg, pentru că aici este nebunie. Priviți cum dansează acești tineri, între ghilimele. Dansează, se realimentează, fetele îi încurajează. E nebunie, într-un cuvânt. Păcat că nu am cum să vă pun și muzica. E un DJ în acest bar care pune muzică, iar domnii sunt euforici. Am revenit acum că ați văzut cum stau lucrurile în Moscova. Haideți să vedem cum stă treaba și aici în Sankt Petersburg. Am intrat într-un mall foarte mare. Are 5 sau 6 etaje. Explorăm pe fugă fiecare etaj în parte. Statistica ne arată că mai mult de 1000 de companii străine au părăsit sau au suspendat operațiunile în Rusia de la începutul războiului. Sunt curios dacă există diferențe între cele două orașe. Aici avem Hugo Boss. Este închis, cu toate că sunt haine în vitrină. Armani deschis, fără probleme. Are și reduceri. Boji deschis. Lacoste deschis, foarte multă lume. Guess deschis. Pinko deschis. Tommy Hilfiger deschis, 50% reducere. Omul de rând intră în aceste centre comerciale, vede toate brandurile deschise, vede că poate cumpăra de oriunde, după care își activează VPN-ul, intră pentru a citi presa internațională, acolo vede că toate au plecat. Ce să mai creadă? Acolo avem Stars Coffee, a fost Starbucks. Poate că mai sunt branduri care și-au schimbat denumirea, cum este și cazul Starbucks, a devenit Stars Coffee, doar că eu nu le cunosc. Brandurile pe care nu le-am văzut până acum sunt Nike, Adidas, Puma, Breșca, H&M. Nu cred că nu au existat și înainte. Posibil ca acestea într-adevăr să-și fi oprit activitatea aici. Că tocmai vorbeam. Adidas a plecat. Spre exemplu, acest magazin Amazing Red este pentru prima dată când îl văd. În interior sunt doar produse Puma, să fie un Puma sub acoperire, nimic altceva, toate produsele sunt Puma. Unele și-au schimbat denumirea. Aici avem Vas. Cam așa se numesc aici în Rusia. Cam asta a fost, nu cred că are rost să mergem și prin oraș pentru a căuta brandurile. Am făcut asta în Moscova. Acum ne îndreptăm către următoarea destinație, următorul oraș, după care concluzia finală va veni la sfârșit. Intimissimi există și aici. Haideți să vedem, ne aflăm în centru comercial din Ulianovsk. Dacă ați văzut clipurile din urmă, știți exact unde ne aflăm. New Yorker, brandurile mici în general sunt prezente. Avem Sinsai. Bine că în aceste orașe mici, brandurile mari de obicei nu au reprezentanță. Cu toate că acesta este un oraș de peste 600.000 de locuitori. Simțiți sancțiunile aici, dacă vă spun. Păi și dacă sancții împotriva Rusiei, noi am început să trăim încă mai bine. De când? Așa e interesant, dar așa este. Noi n-am simțit deloc și ne pare că mai bine. Multe produse rusești au apărut pe magazine. Erau multe din Europa, din America. Deci ușor așa au dispărut produsele de import și au făcut loc produselor locale. Produse locale, mai mulți multe. Am înțeles. Așa că eu s-o cot. Mai rău, noi n-ai simțit mai rău. Eu nu știu și părere au în lume, dar la noi îmi pare că... Cred că deda acum se roagă să mai trimite europenii sancțiuni în Rusia. Nu trebuie. Din câte am înțeles eu? Sancții nu le trebuie să nimeni. Asta nu-i nimic bun în asta. Asta așa este. Dar așa s-a întâmplat că noi n-am simțit deloc. Din câte am înțeles... 1800 de sancții sunt reduse împotriva Rusiei. 1800. Da. Și se spune că peste 1000 de branduri au plecat din Rusia. Tare multe au plecat. Nu e mașini, automobile. La noi e chinezi. Au plecat. Volkswagen, Audi, tot au plecat. Dar nu n-am simțit. Eu m-am așezat de pe Nissan X-Trail. Cherry Tiga 8-ul. E mai bun. Mai tare îmi place. Tehnologiile tăi nimțești. Japoneze. Din câte am înțeles, aceste sancțiuni sunt simțite mai mult de oamenii de afaceri, de oamenii care călătoresc, care vor să iasă din țară. Care au ținut bani undeva pe hotare, eu așa s-o făcut, eu simțit, dar noi trăim aici în Rusia, noi... Mai rău nu ne-a stat, asta e 100%. Am înțeles.
Ca o concluzie, după 30 de zile în Rusia, pot spune că oamenii, mare parte din oameni, într-adevăr, sunt cenzurați, cel puțin aceasta este părerea mea personală. Sunt puțin rupți de lucrurile care se petrec în afara Rusiei, atât online cât și offline, pentru că, să luăm TikTok-ul spre exemplu, TikTok-ul aici este total, total diferit față de cel pe care îl avem noi în Europa sau în alt colț al lumii. Bine, cu excepția Chinei, dar acolo încă nu pot să mă pronunț pentru că nu am fost. Eu, având cartelă de Rusia în telefon, TikTok-ul meu este total, total diferit față de cel pe care îl vede Andreea. Aici nu poți să faci live, nu există donații, nu există tap-tap, nu există foarte multe lucruri. În tot acest timp am discutat cu mai multe persoane, le-am adresat întrebări, ați văzut și voi în vlogurile trecute, pentru că sunt foarte multe din Rusia și mulți nu cunoșteau anumite aspecte ale internetului. Haideți să discutăm despre internet, pentru că nu vreau să aduc politica în discuție, nu mă interesează. Mulți nu știau de existența deja celebrului site OnlyFans. Bine, acesta nu este un lucru rău, dar este un exemplu care mi-a venit acum în minte. Repet, fac referire la persoanele cu care am discutat, la clasa medie sau de jos, persoanele care nu au ieșit în afara Rusiei, pentru că în momentul în care o persoană iese din Rusia, în momentul în care o persoană călătorește, vede și înțelege anumite lucruri, unele mai bune, altele mai puțin bune, pentru că nu tot ce se întâmplă în afara Rusiei este bun, cum nu tot ce se întâmplă în interiorul Rusiei este bun. Acolo cred că avem o fântână sau ceva de genul, este îngrădit, este curtea omului. Ideea este că propaganda funcționează, oamenii de aici primesc anumite informații, cei de din Europa, din America primesc alte informații, iar adevărul este întotdeauna undeva la mijloc. Oamenii simpli, oamenii în general nu sunt vinovați de acest lucru, pentru că ei atât știu, atât cunosc. Nu sunt de acord cu ceea ce face Rusia, am spus asta și în Ucraina, repet, dar din câte văd, foarte multe persoane mă fac pro-rus. Când am fost în Ucraina eram pro-american și tot așa. Ce să le faci? Așa sunt oamenii. Din punctul meu de vedere, oamenii simpli nu au nicio vină. Nu cred că ar trebui să judecăm un popor după acțiunile câtorva oameni. Nu mi se pare corect, dar asta este viața. Așa funcționează omenirea, din câte se pare. Trist, dar adevărat. Abia aștept să revin în Rusia, pentru că v-am spus, îmi place țara, vreau să revin vara, nu acum, nu mai vreau iarna, nu mai vreau acest frig. Poate mai vreau frig doar în momentul în care decid să mergem în Siberia. Îmi place Rusia și o să revin, vreau să subliniez asta, pentru că presa din România mi-a pus cuvinte în gură. Cei de la Digi au spus că am zis eu că nu îmi place Rusia și că nu o să mai revin în această țară, ceea ce este fals, dar asta este presa din România. Se pare că și Digi, celebra televiziune care acum câțiva ani era catalogată ca o televiziune corectă, s-a dovedit că nu este așa. Cel puțin eu am ajuns la concluzia asta, pentru că am văzut în momentul în care am publicat acel clip de Revelion, am văzut multă informație falsă introdusă acolo și multe știri false date de DigiTV, dar asta este presa din România, din câte se pare. În momentul în care tu dai știri false, informezi greșit oamenii, creezi această tensiune între țări, din câte se pare. Din nou, un lucru greșit, un lucru ce nu ar trebui să se întâmple, iar un jurnalist nu ar trebui să facă asta, ar trebui să fie neutru. Aici am întâlnit oameni extraordinari, ca peste tot în lume. A fost o plăcere să mă întâlnesc cu fiecare în parte. Acum, dacă ar fi să mă întrebați, ai vrea să locuiești în Rusia? O să vă spun sincer, ca de fiecare dată, nu, nu mă văd trăind în această țară, cum nu mă văd trăind în Japonia sau nu mă văd trăind în America, pentru că nu aș vrea să trăiesc într-o țară care vinde arme, într-o țară unde poți să mergi la magazin să cumperi arme. Dar aici
Când vine vorba de locuit, este ceva mai dificil, pentru că mie, nouă, ne place să călătorim și este greu să te vezi într-un loc anume. Pentru mine, cel puțin, România și Italia rămân țările în care mă văd trăind, mă văd locuind pe termen lung. Vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, cu un comentariu, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Până data viitoare, de aici, de pe această scară rulantă, vă spun numai bine și ne vedem în comentarii.